Bună, sunt Denis și o prezint nouă poveste originală pe canalul meu Lumina Poveștilor. Așa s-a întâmplat că Maxim s-a căsătorit cu Maria în urma unei legături întâmplătoare, o legătură pe care nu o mai amintea, dar care părea să fie doar vina lui, răspunderea lui și nu era nimic de condamnat și de învinuit în afară de el însuși, dar iată cum s-a dovedit altfel. În general, Maxim Popescu era un băiat cu minte dintr-o familie respectabilă și inteligentă, o sursă de mândrie pentru mama lui, învăța bine, a reușit să intre la prima încercare la facultatea de economie, totul așa cum fusese planificat. Nu le-a părinților nicio problemă, doar îi bucura cu atitudinea și comportamentul lui responsabil. Tatăl său, un antreprenor, era proprietarul unei afaceri mici, dar destul de stabile și cu succes, iar mama, medic. Nu puteai visa mai bine. Despre băieți precum Maxim se spune că sunt băieți buni din familii respectabile. Fată cu care Maxim se întâlnea de mult timp, Olga, a ales-o și pe ea în conformitate cu modelul lui Olga era și a studentă la facultatea de pedagogie a acelea universității unde învăța Maxim Uneori, orele lui de filosofie aveau loc în clădirea facultății de pedagogie Acolo l-a observat pe o fată drăguță și serioasă Și la Olga familia era bine, tatăl era profesor, mama predă și ea într-o instituție educațională o pereche ideală pentru un tânăr perfect. De revelion după 5 ani de relație. A fost făcută propunerea de căsătorie. În cele din urmă, rudele de ambele părți și-au putut elibera respirația, slavă Domnului. Erau într-adevăr speriați de orice obstacole care ar fi putut despărți acești tineri unul de celălalt. Un astfel de concurs perfect nu se întâlnea des. Tânărul dorea foarte mult să se ridice pe picioarele lui, să-și întrețină familia în mod independent, fără a cere sau a avea nevoie de ajutor de la părinți, într-un mod nobil și rațional. Dar totuși exista îngrijorare. Tineri, încă fierbinți, orice era posibil. Și părinții de ambele părți erau foarte încurajați de această alegere a partenerilor. Ca oameni maturi și înțelepți. Înțelegeau că copiii lor erau pradă ușoară pentru oameni de nimic și meschinii. Și se temeau foarte mult să nu sperie fericirea care picase peste ei. Cum au stricat nenorocirea care venea neașteptată și irreversibilă? Când au stabilit deja data anunții, părinții au respirat în sfârșit, așa cum s-a dovedit în zadar. Totul a început cu o călătorie nevinovată a lui Maxim cu prietenul său de copilărie, Denis, în afara orașului la pescuit în primăvară. Cel mai bun prieten a propus să petreacă timpul în doi într-o companie pur masculină, anticipând un voievod când vor mai avea timp să petreacă timp în doi? Și așa ești mereu cu Olga. O iubesc, înțelege-mă corect. Ea e o persoană minunată și va fi o soție minunată, dar totuși vreau să mă adun și să mă relaxez în tihnă. Fără a lua în considerare frumosul sex, îi convingea prietenul pe Maxim. Sincer, totul asta nu îl atrăgea pe Maxim. Nici natura, nici compania masculină pentru băut, în toate acestea găsea extrem de puțină atracție. Dar un prieten e un prieten, mai ales cel mai bun. Și Maxim a cedat rugăminților, hotărând că va avea ce să-și amintească. Tinerețea e doar una, cu atât mai mult câte zile de viață necăsătorită mai erau. Denis era foarte bucuros, cu acordul lui și cu entuziasmul nebun a început să facă planuri, să elaboreze un traseu și în cele din urmă a preluat toate responsabilitățile pentru organizarea excursiei și petrecerea timpului liber în ea. Fără grijă, eu voi rezolva totul. Trebuie doar să te iei pe tine, lucrurile necesare și să te urci în mașină. Asta e tot, niciun efort din partea ta. Entuziasmul prietenului îl uimea și îl cumpăra. Mai mult decât atât, faptul că nu-i cerea nimic lui Maxim era foarte îmbucurător. În ziua stabilită, așa cum a promis Denis, a venit la casa lui Maxim să-l ia. Ei, vrei să-ți spun detalii, unde mergem și ce vom face, sau o să fie o surpriză? Măcar în linii mari spune. În linii mari, tu oricum știi, avem pescuit. Am închiriat o cabană lângă un lac, dacă vrei, o margine pe gândește-te. Maxim s-a scos foaia și a început să o studieze. Și ce înseamnă program Solemn Seară? De fapt, mă gândeam, și Olga a spus că vom fi doar noi doi într-un loc uitat de lume, că acolo vom fi doar noi țânțari și alte companii de pescare asemănătoare. Cam așa va fi. Doar seara sunt organizate petreceri pentru cei dornici în clădirea principală, adică atât. Restaurant, muzică, mâncare, nimic special. Fete, da, a zâmbit Maxim, realizând în ce direcție înclina prietenul. Măcar nu am specificat asta. Nu ne este nevoie de asta, nu-i așa. Pur și simplu înțeleg că nu vom înțelege nimic. Ba chiar dacă vom înțelege, vom reuși să facem ceva cu asta. Eu am doar gustări cu mine. Să mănânc este în regulă, ceva cald, măcar o dată pe zi. Este necesar. Este necesar. Rațional. Dar nu aș vrea să fie ceva pretențios și exagerat. Sincer, nu știu exact ce va fi acolo. Vom vedea. Dacă da, vom mânca și ne vom întoarce la cabană. Am hotărât asta. În principiu, mergea destul de bine. Băieții chiar au prins două bibani mici. Maxim încerca să insiste să facă supă de pește, chiar a oferit să o prepare singur, să nu ne ducem nicăieri. Nu-i plăcea deloc această idee, dar prietenul său insistă. Ascultă, ce supă de pește! Ai curățat vreodată pește măcar o dată în viața ta? Mă faci să râd! Trei pești! A protestat Denis. Hai să mergem să vedem ce oferă localnicii. Mie deja îmi doare stomacul de la chipsurile pe care le-am mâncat toată ziua azi. Vreau mâncare normală, altfel nu voi putea să dorm. Nu s-au mai găsit argumente împotriva acestei concluzii și Maxim a plecat cu prietenul său cu voință. Deja începea să-i fie foarte poftă de mâncare. Acele gustări doar îi stârneau pofta de mâncare. Denis a dat deja toată captura lor de peste localnicilor obișnuiți cu hrana, chiar și ei nu erau încântați de darul băieților. Clubul restaurant local Orlechin l-a impresionat cu aspectul și anturajul său, Părea că prietenii nu se deplasaseră la 150 de kilometri de oraș, ci că s-au teleportat în 1989. Din boxe răsuna o melodie tare, mobilierul și întregul decor al clădirii fuseseră, de asemenea. Fabricate și instalate în anii 80. Te împroști cu de involtură, hai să mergem la magazin să mai luăm niște chipsuri. În sfârșit, lasă stomacul să te doară, eu nu voi merge acolo. Cine știe, poate că acolo e carne de animale de vârsta noastră, aceeași de pe creangă aceea de uliu. Nu vreau să văd și spitalul local dinăuntru. Maxim a izbucnit în sarcasm. Putem să plecăm oricând, să mergem. Denis își îndemna insistent prietenul spre masă. Când a venit chelnerița, Maxim s-a înspăimântat cu adevărat ca mămuța Mia. avea părul ondulat, bretonul ridicat și umbre albastre pe ploape. Asemenea lucruri le-am văzut doar pe fotografiile în stil retro ale părinților lor. Prinși de groază, el privea cum Denis face comanda și se gândea că sub nicio formă nu va mânca acolo. Trebuie să recunosc, când i-au adus mâncarea, bărbatul a fost foarte uimit. Da, furia era aceeași din secolul trecut. Dar mâncărurile arătau splendid. Mirosul era atât de plăcut, încât în stomac i-a început a forfoti pe loc fără să-și dea seama, a început să mestece hrana adusă și chiar să bea vodka, pe care și prietenul o comandase. După o oră, prietenii nu mai puneau atenție la atmosferă, dar ei erau băuți și fericiți, se bucurau de viață. Într-adevăr, nu se mai făceau griji nici de atmosferă, nici de chelneriță, ci beau și fredonau cunoscuții lor hituri din copilărie. De fapt, la acest punct, memoria lui Maxim s-a întrerupt complet. După aceea, un eșec total. Dimineața s-a trezit într-un pat necunoscut. Capul îl durea infernal. Era dureros să privești lumina. Durerea parcă se simțea și în mișcarea genelor. Își revenind, a înțeles ce îi se întâmplase. Lângă el era o tânără necunoscută, iar aspectul ei exterior îi sugera neîndoielnic ce se întâmplase noaptea. Era goală. Verificându-se, ridicând cuvertura, Maxim a descoperit cu groază că și el era îmbrăcat în costumul lui Adam. În ciuda durerii de cap, printre vârtejul gândurilor, el repetă blesteme în adresa sa, ce am făcut, cine este fata asta, ce să fac acum. În timp ce Maxim încerca să se adune și să-și inventeze ce să facă în continuare, fata din apropiere s-a mișcat și a deschis ochii. Părea că nu s-a speriat deloc și pentru ea tot ceea ce se întâmplă era ca și cum ar fi fost ceva normal. Oh, te-ai trezit deja cu un bună dimineața, zâmbia. Da, bună ziua. Tânărul nu înțelegea deloc cum ar trebui să reacționeze și ce să spună. Situația îl șoca. Acea abordare neobișnuită, acea imagine a lui Don Juan era complet străină pentru el nici măcar nu înțelegea dacă are dreptul să o tutore pe o fată necunoscută. Absurditatea situației, faptul că amândoi erau goi, păreau să nu ofere dreptul la familiaritate. Scuze, nu mă amintesc absolut deloc de seara și noaptea trecute, bâlbâi maxime. Dar de ce mă arunci în fața asta? S-a mirat fata. Pur și simplu nu mă amintesc nimic, spuse tânărul bărbat cu un ton de scuze. Ce vrei să spui cu nimic? Cum ai cerut în căsătorie, cum ai invitat să locuiesc la tine acasă, în oraș, nici asta nu-ți amintești. Zâmbetul a dispărut imediat de pe fața fetei, iar tonul a devenit isteric. Maxime era groaznic surprins. Căsătorie. Locuit la el acasă. El chiar putea face asta, nu-i așa? Gândurile nu-i alunecau prin minte atât de repede ca lumina. Ce să facă și ce să facă acum? Probabil dacă băiatul ar fi avut un alt comportament încă din tinerețe. Dacă ar fi vorbit mai des cu fetele în acest fel, ar fi abuzat constant de alcool, atunci reacția față de cele întâmplate ar fi fost cu totul alta. În schimb, Maxime s-a comportat așa cum era obișnuit pentru el, ca un tânăr inteligent. Așa cum erau ca el, cinstiți și conștiincioși, astfel de persoane cad ușor în ghearele femeilor întreprinzătoare și nu foarte scrupuloase. În general, s-a purtat ca un prost. Bâlbâind, își cerea scuze în fața fetei, cu un nivel evident scăzut de responsabilitate socială. Ea nu era, desigur, o lucrătoare într-o anumită sferă de servicii, dar era o iubitoare cu experiență. Altcineva ar fi observat asta imediat după felul în care se uita. Se comporta și se exprima, dar Maxime pur și simplu nu avea experiența interacțiunii cu astfel de fete. El punea totul pe seama provincialismului, lipsei de educație și de cultură corespunzătoare. S-a întâmplat ce se temeau foarte mult părinții lui. Confruntat cu lipsa de respect și presiunea, băiatul a rămas dezorientat, devenind complet neajutorat. Ca și cum ar fi fost ultimul prost, a hotărât să nu-i ascundă nimic viitoarei sale soții, Olga. Conștiința nu i-a permis să se comporte altfel. Când Maxime s-a întors de la pescuit, a decis că nu vrea să mintă pe nimeni și a început imediat o discuție serioasă cu logodnica lui, explicându-i totul că a fost doar o relație întâmplătoare. Că nu-și amintește nimic, cerând scuze, jurându-i și căzând în genunchi, cerându-i iertare. Văzând la în ochii iubitului și regretul sincer pentru ceea ce s-a întâmplat, inima Olgăi nu a rezistat. Arătând o cantitate neobișnuită de înțelepciune pentru vârsta ei, a decis să-l ierte pe maxime. În cele din urmă, era doar o relație întâmplătoare, alcool, regret și remușcări. Fata a văzut durerea conștiinței care îl chinuia pe tânăr și nu a putut să-i reziste. Nu se poate spune că Olga a iertat și a uitat imediat totul. Sentimentele, desigur, săpau adânc în sufletul ei, dar nu le-a spus nimănui, nu și-a împărtășit nici cu cele mai bune prietene sau cu proprii ei mama ceea ce s-a întâmplat. Se temea de judecată și de milă, mai mult ca sigur că nu ar fi primit un sfat înțelept și echilibrat, iar asta ar fi determinat pe toți cei aflați de partea lui Maxim. În cele din urmă, timp de mai mult de o lună, Maxime și Olga au trăit și au încercat să depășească ceea ce s-a întâmplat. Maxime era măcinat de vinovăție și de totala neînțelegere a modului în care s-a putut întâmpla totul. Olga, pe de altă parte, încerca să găsească puterea de a ierta neformal și de la inimă de a uita și de a nu mai aminti. S-a dovedit că nu este atât de simplu. Dar s-a dovedit că cel mai rău era încă în fața lor. Exact cinci săptămâni s-au scurs de la nefericita pescuită. Era sâmbătă și Maxime și Olga stăteau liniștiți în bucătărie, micul dejunau și discutau planurile pentru weekend. A sunat telefonul, sună direct la ușa de la intrare, deranjându-se de interfon, iar Olga s-a dus să deschidă. Maxime a auzit cum îl cheamă, nu cu vocea ei și a alergat spre ușă. Inima i-a căzut deja în călcâie, deoarece un astfel de ton nu anunța nimic bun. Dar cele mai curajoase și crude fantezii nu ar fi putut prezice ceea ce a văzut el la ușa apartamentului. Cu o valiză în mână se aflau două femei, o tânără și, după față, clar mama ei. Tânăra era aceeași Maria, aceeași cu care Maxime s-a trezit după seara nefericită la clubul restaurant Orlechin. Maxime a fost cuprins de transpirații reci. Această gașcă de turiști nu promitea nimic bun. O femeie adultă avea o expresie furioasă pe față, era vizibil că fierbea de furie. Fata stătea în picioare cu o față vinovată și era clar că nu se simte în largul ei. Tu! Îi urlă mama mea. După cum a gicit corect Maxim de la prima vedere, mama nu era obișnuită, nu ținea cuvântul în buzunar. Băiatul stă acolo tăcut, la fel ca toți cei prezenți. Tu! A repetat femeia cu o forță suplimentară și a întins un deget spre el, demonstrând definitiv că ea nu a fost educată la Institutul Doamnelor. Ei bine, probabil că da, a spus Maxim vinovat, ce folos era să mă opun. Era clar că exista o legătură, iar rezultatul putea fi și un copil. Părea că mamă mașină nu avea nevoie deloc de confirmarea propriului adevăr. Ea și-a îndepărtat Maximul de lângă ea cu o mână și a intrat în apartament. Maria, cu o privire de scuze, a privit la Olga și Maxim și a intrat în urma mamei. Era clar că îi era foarte jenă, dar nu putea să nu asculte. Neascultarea, evident, era ostentativ corijată. Gazdele apartamentului, uitându-se unul la celălalt, au mers încet după invitații neinvitați. Olga abia a reușit să se controleze. Era clar că șocul acestui eveniment a fost extrem de puternic pentru ea. Când au intrat în bucătărie, mama era așezată la masă, sprijinindu-și mâna pe masă, așezată în voie ca acasă. Maria sta lângă ea și tremura fie de frică, fie de confuzie. Era clar cum va decurge în continuare conversația. Mama mașină a insistat asupra unei căsătorii cât mai rapide, pentru ca copilul ei să nu trăiască în rușine, iar nepotul sau nepoata să fie un copil legal, să fie căsătoriți în condiții decente, așa cum se întâmplă în casele respectabile. Dacă Maxim ar fi avut experiență în astfel de situații anterior, dacă nu s-ar fi miustrat și și-ar fi asumat toată responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat, poate că mama și fica s-ar fi întors cu trenul la locurile lor de baștină. Dar dacă și-ar fi făcut asta, istoria ar fi fost în mod evident în mod conjunctiv. El nu i-a dat afurisitului de cuplu o palmă, dând bani pentru a întrerupe sarcina în acea oră și a luat asupra sa responsabilitatea. Maxim nu a putut să-ți stăpânească lacrimile când și-a exprimat dragostea finală pentru iubita lui. Dar nu aveau nimic de făcut, conștiința nu-i permitea să acționeze altfel. Olga a părăsit apartamentul cu lucrurile ei, iar Maria s-a mutat înăuntru. Nunta cu trecutul Miresei a avut loc după o lună, conform certificatului de sarcină a Miresei. Ar fi putut fi mai devreme, dar soacra a insistat asupra unui banchet care trebuia organizat. De la el se cereau doar bani. Orice opoziție a lui Maxim față de asta era inutilă. Ea a insistat cu privire la organizarea unei petreceri fastuase în același club-restaurant Orlechin. Argumentele nu au fost luate în considerare și cu atât mai puțin analizate. Tânărul era pur și simplu înspăimântat. Toată viața sa, de la pescuit și mai ales după acea nenorocită de bătaie la ușă, a mers prost. Nu numai el era șocat, ci și părinții lui, alți membri ai familiei, colegi și simpli cunoștințe, neinformați cu privire la detalii, șușoteau în spate, schimbau inteligența și frumoasa și calmă Olga dintr-o familie respectabilă și asigurată. Da, avea dreptate, doamne, tuturor li s-a părut imposibil. Nimeni nu a fost jenat să vorbească în spatele lui Maxim. Și, de asemenea, Maria a încetat destul de repede să-și ascundă adevărata față, ceea ce a agravat situația viitorului soț. Înainte părea că ea îi era frică și se supunea mamei sale, Larisa. Maxim nu era orb, vedea și înțelegea totul. Dar ce făcea acum? Să-ți abandonezi propriul copil. Sau, iarăși, să-i lași pe aceste două femei să-l crească, sângele propriu și propriul său copil. Oh, ele îl vor crește. Desigur, el era jenat de propriul său comportament, care a dus la această concluzie tristă, și a simțit rușine pentru acești noi membri ai familiei și mediul lor. Dar ce făcea acum? La nunta lui a invitat doar părinții. Toți invitații planificați anterior din partea lui pentru nunta planificată cu Olga nu trebuiau să vadă această firie a rușinii. Acest club restaurant groaznic, cea mai vulgară și cea mai groaznică rochie de mireasă, acest prezentator din cele mai proaste comedii cu glume proaste și concursuri, lista de melodii din anii 90, îl înspăimânta, dar Maxim a reușit să scape de cununie și era deja mulțumit de asta. Totul acolo era ca la oameni. În imaginația Mariei și a Larisei, desigur, în afară de ei și de prietenii lor, care se strânsese în jur de 50 de oameni în clubul acesta, nimeni nu s-ar fi gândit că acea încurcătură ar putea fi numită ca la oameni. Părinții lui Maxim au rezistat mai puțin de o oră. Copăleșiți de tot ce se întâmpla, mai ales, firește, demireasă, i-au exprimat fiului lor cuvinte de compasiune și au plecat. În cele din urmă, când au aflat despre întreaga situație, le-au oferit o mulțime de soluții pentru rezolvarea problemei fiul lor însuși a vrut să-și asume responsabilitatea pentru fapta sa. Un lucru admirabil, desigur, dar prostesc. Părinții au avut sentimente foarte amestecate. Maxim conștientiza perfect amploarea problemei în care s-a implicat, dar, ca om de onoare, nu vedea altă cale de rezolvare a ei. Fata a rămas însărcinată, hai să ne căsătorim. Și ce dacă fata nu i se mai potrivește? că este o relație accidentală, că ați găsit o așa mamă, o soacră de invidiat. Pentru el, toate acestea erau clare, dar neînsemnate. Nu ar fi putut să trăiască cu el însuși dacă ar fi acționat altfel, dacă ar fi luat o altă decizie. Mediu, familie, prieteni, contează și opinia lor, dar ei vor pleca. Și cum să trăiești singur cu tine? Cum să ajungi la un acord cu propria conștiință? Pentru Maxim, asta era imposibil, așa că decizia nu a fost grea. A fost foarte dificil să-i explici olgăi. Nu pentru că nu înțelegea. Spre deosebire de toți ceilalți, ea nu dădea sfaturi, ea știa perfect cum va acționa Maxim. Se pare că ea singura a aprobat decizia lui și a acceptat-o din toată inima. Singura, fără sarcasm, ironie și compasiune vizibilă, l-a felicitat pe fostul său mire cu ziua nunții. Asta a fost cel mai greu. Omul pe care îl iubea atât de mult, care îl înțelegea foarte bine, părea că era într-adevăr cealaltă jumătate și cu el trebuie să te desparți și nu se poate schimba nimic. De aceea, explicațiile finale și despărțirea au fost atât de grele, insuportabile până la apariția durerii fizice. Tânărul a realizat rapid că, odată ce decizia a fost luată, trebuie să faci tot posibilul să fii cât mai fericit. În cele din urmă, se formează o familie, o nouă celulă a societății. În curând se va naște un copil și el trebuie să crească într-o familie iubitoare. Din partea lui, tatăl trebuie să se zbată, dar să facă tot ce depinde de el și asta a făcut maxim imediat. A încercat din toate puterile să-și repare relația cu Larisa, să cunoască mai bine noua lui soție. Desigur, nu era încântat de mama copilului său, dar trebuia să lucreze cu ceea ce avea, nu o să mai aibă altceva, se gândea tânărul. A încercat din toate puterile să asigure Mariei și copilului confortul, să-i ușureze viața, să o înconjoare cu atenție și căldură, cât a putut și chiar mai mult. S-a străduit să aplaneze toate conflictele, pentru că s-a descoperit rapid că Maria nu era deloc un înger. Încep cearta din orice motiv, își susținea drepturile și se părea că se bucura de asta. Dar Maxim vedea totul ca pe o pedeapsă. În cele din urmă, cineva trebuie să facă concesii, să aplaneze toate situațiile conflictuale. Dacă amândoi vom arăta caracter, nu va ieși nimic bun. Tânărul reflecta complet imparțial și corect. Toate forțele au fost puse în a face tot ceea ce era posibil pentru a fi pregătiți atunci când se va naște copilul. Maxim a angajat oameni și cabinetul lui s-a transformat în camera copilului. Alegerile de mobilier și decor nu l-au interesat pe Maria. În căutarea primei sare case, Maxim a cumpărat totul singur, inclusiv căruciorul, primele jucării și alte lucruri necesare. Uneori, mama lui îl ajuta. Olga i-a trimis chiar și plicul cu actele de înregistrare. Maxim îi suna din când în când, îi povesteau despre el și despre ce se întâmpla. Olga îi arăta înțelegere și îi exprima bâlând presupunerea că Maria este însărcinată, iar fluctuațiile hormonale o afectează. O liniștea spunându-i că totul se va stabiliza și se va așeza odată cu nașterea bebelușului. Cu toate diferențele lor și relațiile tensionate, Larisa susținea ferm pe Maxim și îi forța pe Maria să iasă seara și să facă alte activități necesare femeilor însărcinate. Ia Osilea să facă curățenie și să gătească, măcar să se deplaseze puțin. Aceasta era singura problemă în care soacra și ginerele puteau găsi o înțelegere reciprocă. În acea zi nefericită, Maxim se grăbea să se întoarcă acasă mai devreme. Avea opțiunea să nu se întoarcă la birou după întâlnire. Nu știa că Larisa va veni și voia să hrănească puțin Maria și să o determine să se plimbe măcar puțin. La ultima consultație la doctor, acesta i-a spus că nașterea va avea loc în curând și că este necesar ca mama să se deplaseze cât mai mult pentru a evita eventuale complicații. Maria ignora complet sfaturile medicului. Maxim era hotărât. Deschizând ușa cu propria cheie, ca să nu-și deranjeze soția și să nu asculte reproșurile ei, el a devenit martorul unei discuții monstruoase care nu era destinată să-i ajungă la urechi. Ești o ticăloasă! Poartă-te decent! În jurul tău lenevește prostul tău, ai putea face măcar ceva negradabil, a auzit Maxim vocea Larisei. Mie greață de el, a răspuns soția lui. Mie greață de mine! Maxim și-a pus singur întrebarea și imediat a primit răspunsul la întrebarea sa nemai întâmpinată. Dar detractoristul ăsta, Vadim, infractorul tău, nu-ți vine greață. Ce ai crezut în general când ți-ai desfăcut picioarele? Și în general, te-ai gândit vreodată că soțul, de care te vede de fiecare dată, te cară în brațe animalule? Ce se va întâmpla cu tine dacă te va alunga? Te duci la Vadim. Și deja are o curvă nouă. Nu ai uitat cum te-a înjurat și unde te-a trimis cu clipele tale? Dumnezeu ți-a dat o șansă. Maxim este un adevărat bijuterie. Și bine că ești o intelectuală vagă, altfel ne-ar fi suflat ca în vânt atunci. Altul ar fi cerut testul de paternitate. Ce ai fi făcut atunci? Unui adevărat tată, copilul tău, unui necesar gratuit. Mamă! A țipat Maria, probabil că aceste instrucțiuni și spălarea creierului nu erau pentru prima dată. Mama ei înțelegea ce noroc a avut fiica ei, dar aceasta nu-și vedea fericirea. Totul i-a mers pe apa sâmbetei. Să meargă din nou la petreceri, să bea și să se plimbe după bărbați. Și acest jegos de soț, soacra asta. Maxim s-a înfipt pe loc tot ce a auzit a lovit ca un bici peste capul său. Nu se aștepta la o astfel de trădare la atâta urățenie, și la un asemenea nivel de infamie, nu se putea imagina nici măcar în coșmarul cel mai negru. În lumea lui, asta era domeniul fanteziei. Copilul nu era al lui, și acum ce să facă. Și a trădat și pe Olga și s-a căsătorit pentru ce? A rămas pe loc și nu știa ce să facă. Soacra și soția continuau să se certe și să-și strige replici umilitoare de aproximativ același conținut, dar bărbatul principal era atent. Maxima a mers încet spre ușa dormitorului, de unde se auzeau vocile. A stat pe prag și a tăcut, ascultând în continuare certurile. Femeile erau atât de ocupate cu sine și cu cearta lor, încât nu și-au dat seama imediat de prezența bărbatului în ușă. Probabil că Maria, cu colțul ochiului, a remarcat mișcarea și s-a uitat fix la soțul ei. Îngrozirea era scrisă pe fața ei, a îmbătrânit într-o clipă. Probabil că Larisa, care a stat cu spatele la ușă, nu și-a dat seama imediat, iar mai întâi a crezut că fiica ei gravida se simte pur și simplu rău. Ce s-a întâmplat cu tine a întrerupt iar replicile ei obișnuite jignitoare. A sărit la fiica ei, care, tăcută și privindu-le pe soț, s-a lăsat în fotoliu. Văzând expresia de pe fața Mariei și ochii speriați, soacra a urmărit privirea fiicei și și-a schimbat și a fața, tremurând de spaimă. Maxim a urmărit în tăcere tot ceea ce se întâmpla și, când a fost convins că a atras atenția, a spus, plecați în 10 minute, altfel nu va mai fi niciunul dintre voi sau hainele voastre în casa mea. Le voi arunca pe toate la gunoi, spunea el calm și liniștit. Vocea nu te-a ridicat, dar nu se simțea în ea nicio urmă de oțel. Salut, Vadime, a aruncat Maxim peste umăr, ieșind din cameră. Special pentru a nu asculta încă un concert, genul în care nu a înțeles totul corect, a demonstrat că a auzit totul și că nu va reuși să-l convingă nici măcar pe un prostănac ca el, Larisa, a încercat să sară în urmărirea lui, a început să geamă ceva, iar Maria a rămas așezată pe scaunul pe care se așezase. Economisește-ți timpul și al meu, a spus el liniștit, deja putem să o considerăm fosta soacră. Peste o oră voi schimba încuietorile, așa că grăbește-te. Nu vei mai avea nicio șansă să intri în acest apartament și să iei ceva de la tine. Larisa și-a dat seama că oricărei răbdări, chiar și cele infinite la prima vedere, îi vine sfârșitul. Și oprindu-se să nu mai piardă timpul cu încercările inutile de a dovedi imposibilul, a început să strângă cele mai valoroase lucruri. Maxim din sufragerie auzea cum Larisa îi poruncește fiicei să se grăbească, să se adune mai repede. El asculta în stație sunetele care se auzeau și încă nu putea să creadă ce se întâmpla. Doamne, ce prost sunt! Cât de ușor a reușit să mă înșele! Această gândire nu-l lăsa în pace. Dar și mai înspăimântător era să-și imagineze că a pierdut-o pe Olga și pe copil. Da, el înțelegea că nu este tatăl copilului Mariei. Dar a făcut atât de multe pentru această sarcină, pentru copilași. Au trecut 12 minute, după cum indicau ceasurile de pe mâna lui. S-a întors înapoi. Ambele femei îl ajutau pe ceilalți să strângă în patru mâini. Dacă peste două minute nu vei ieși și nu îți vei închide după tine ușa, voi chema poliția, a spus el fără să se gândească. Odată ce a spus asta, a venit imediat în minte gândul la ce le voi spune. Aceasta este soția oficială și soacra mea. Din fericire, femeile nu s-au deranjat de această întrebare și s-au grăbit să se miște cu bagajele și să se îndrept spre ușa de intrare. Și una și cealaltă evitau să-l privească pe bărbat în ochi. Chiar le este rușine, a întrebat Maxim. Din nou a greșit. Ne dai niște bani pentru taxi. Complet fără scrupule, a întrebat Larisa. Eram deja la un pas să spun că chiar le pot da. Nu duceți situația până la păcat. Plecați imediat! Voi bloca acum cardul Mariei. Nu încercați să plătiți cu el și să retrageți bani. Voi schimba și încuietorile. Mâine îmi voi depune cererea de divorț. Voi cere recunoașterea lipsei mele de paternitate. Și deoarece nu am strâns nimic în căsătorie, nu încercați nici să vă judecați, totuși nu veți obține nimic. Creatura la comă îi aruncă în ultimul rând soția lui într-un acces de mânie neputincioasă. În loc să-l întristeze, această exclamație plină de emoție dovedea doar că ea înțelege și ea că a pierdut. Nu se putea să nu fie încântat de asta. Închizând ușa, Maxim a sunat mai întâi la bancă. Noroc că cardurile și contul său bancar erau principalele și putea bloca ușor cardul suplimentar pe care i-l a dat soției. Un cont comun ar fi complicat foarte mult situația acum. Astfel, amenințările lui nu erau neputincioase. Maria a pierdut instantaneu accesul la toți banii lui. Acum era timpul să obțină acces fizic. Maxim a format numărul unei companii care se ocupă cu schimbarea urgentă și non-stop a încuietorilor de uși. Ar fi trebuit să instaleze și un sistem de alarmă, doar în caz de ceva. În gândurile sale, bărbatul purta o conversație cu el însuși, meditând. El înțelegea că Maria are înregistrare în apartament și poate dovedi dreptul său de a se afla acolo. Prin urmare, era necesar să afle imediat dacă ea a spart în cuietoarea și a intrat în apartamentul lui. Tânărul bărbat se ocupa cu forță de problemele triviale ale vieții și rezolva problemele apărute pentru a nu-și pune problema cea mai importantă și dureroasă. Hotărând să nu amâne întrebarea divorțului, așa cum i-a promis soției, a format numărul unui coleg al șefului departamentului juridic din firma în care lucra și i-a cerut ajutorul pentru a găsi un bun avocat în cazuri de familie. Noroc că Maxim cunoștea de mult timp pe Mișa și știa că acesta va ajuta întotdeauna, în ce poate, fără să pună întrebări inutile și fără să vorbească de rău pe nimeni. După ce a primit contactul, bărbatul a sunat imediat la un număr dat de o anumită Maria, pe care i-a fost recomandată. El s-a prezentat și spunându-i de la cine a primit numărul, a cerut imediat o consultație urgentă online. Probabil aceasta nu era o noutate pentru persoana din profesia ei și a fost de acord. Spunând că îl va suna înapoi în 30 de minute prin videoconferință. Aceste 30 de minute maxim le-a petrecut prinbându-se în jurul apartamentului, fără nicio țintă. A decis că mâine dimineață va suna cu siguranță conducerea și va cere o zi liberă pe cont propriu. Nu voia să amâne lucrurile pentru a scăpa de toate lucrurile Mariei și viitoarea ei fică. O amintire inutilă a prostiei sale. Să cheme o firmă de curățenie pentru a nu mai avea nicio urmă a acestei familii, nici în sens direct, nici în sens figurat. În cele din urmă, telefonul a sunat. Era Maria. Sincer, până când nu a privit ecranul, Maxim s-a temut că o sună rudele sale. S-a dovedit că avocata pentru conflicte de familie era o femeie de vârstă mijlocie foarte drăguță. Care, ascultându-le cu atenție pe Maxim și punând câteva întrebări de clarificare, a ajuns la o concluzie dezamăgitoare: pentru el puteți depune o acțiune pentru a contesta paternitatea, mai ales că copilul urmează să se nască în curând. Dar iată cu ce vă întristez: nu putem depune o cerere de divorț. Legea prevede restricții la acest drept pentru bărbați, dacă soția lor este însărcinată sau în decursul unui an de la nașterea copilului. Dar copilul nu este al meu, Maxim a fost șocat de ceea ce a auzit. Din păcate. Mai mult decât atât, dacă ea se va însărcina din nou în acest an cu alt bărbat, totul va începe de la capăt până când copilul următor împlinește un an și așa la nesfârșit. Statul încearcă să protejeze femeile, dar rezultatul este acesta. Nu toți sunt de bună credință, dar legea civilă trebuie să o presupună. Și ce ar trebui să fac cu asta? A întrebat bărbatul perplex. În primul rând, desigur, să depuneți o acțiune pentru a contesta paternitatea. Să rezolvați problema că nu sunteți obligat să plătiți pensie alimentară soției și copilului ei, iar acolo, în proces, vom vedea adecvarea celeilalte părți și capacitatea lor de a încheia un acord. Nu pot spera la asta deloc, a zâmbit trist maxim. Totuși, trebuie să încep cu ceva. Am hotărât asta. Să sunăm mâine dimineață pentru a stabili o întâlnire personală și să începem să acționăm. Maxim a transferat banii pentru consultație și a început să se gândească la Olga. Îi dorea nespus de mult să-i povestească totul. Sub impuls a format numărul. Olga, bună! Scuze că te deranjez. Ai putea să vii la mine. Ceva s-a întâmplat. Fata s-a înspăimântat vizibil auzind vocea. Ea cunoștea foarte bine fostul său logodnic și știa cum vorbește el, în ce situații. Ce s-a întâmplat cu bebelușul? Nu mai există niciun bebeluș, a spus Maxim cu vocea învinețită. Ceea ce a făcut și mai mult să o sperie pe Olga. Voi veni în curând. Fără întrebări suplimentare, a închis legătura. Nu a trecut nici jumătate de oră și cineva a lovit nerăbdător la ușă. Fără să-și dea jos degetul de pe sonerie. S-a grăbit spre ușă și a respirat ușurat când a văzut-o pe Olga prin vizor. Intrând în apartament într-o panică, ea a respirat greu. Aproape că s-a prăbușit în timp ce venea aici. Da. Spunem ce se întâmplă cu bebelușul. Maria este în maternitate. Nu știu unde este Maria și sper că niciodată nu voi mai ști. Haide să mergem în bucătărie, îți voi povesti totul în ordine. Monologul lui, abia început, a fost întrerupt de soneria ușii. Maestrul a venit să schimbe broaștele. Urmărindu-și planurile de lucru de a schimba toate broaștele și a instala un iale, astfel încât ușa să nu poată fi deschisă din exterior. Cel puțin atunci când Maxim este acasă, pentru a nu avea surprize neplăcute. Maxim era nerăbdător să meargă din nou în bucătărie și să continue discuția cu Olga, dar lucrătorul nici nu se gândea să-l lase să plece. Stăpâne, avem nevoie de sudură aici. Ușa e metalică și durează mult. Meșterul clar nu era înclinația să se complice. Nu mă supăr. Vă rog, faceți bine. După ce i s-a promis o recompensă frumoasă, maestrul a început să lucreze, iar Maxim s-a întors la Olga, care era într-o stare de neliniște. Când Maxim și-a încheiat povestea despre apariția neașteptată, a fost surprins de reacția ei. Slavă Domnului, Maxim, deja mă gândeam că s-a întâmplat ceva cu copilul. Cea mai reaparte este că ai spus la telefon că nu mai există niciun copil. M-am speriat atât de tare. Acesta era Olga, draga și bună, cum ar fi putut el să facă asta cu ea. Simțind vina cu o forță nebună, s-a așezat din nou pe bărbat. Spre bucuria lui, conversația a fost întreruptă din nou de maestru, care a terminat și a cerut să primească munca și să se plătească. După ce a plătit și s-a întors la Olga, Maxim era gata să vorbească din nou. Îmi pare foarte rău față de tine. Nu-i nimic! Ce a fost, a trecut, a zâmbit fata. Care sunt planurile acum? Divorț. Ei bine, oricum nu există altă soluție. Cu toate acestea, așa cum i-au explicat, nu voi obține divorțul în curând. Dar cel puțin îmi voi asuma responsabilitatea pentru copilul altcuiva și să nu mai plătesc, altfel, după cum am înțeles acum, am fost folosit și intenționat planificat să fiu o vacă mulsă. Trebuie să opresc asta cât mai repede posibil. Îmi pare foarte rău pentru fetiță. Acum nu mai are nimeni nevoie de ea. Îmi pare rău. Dar ea are o mamă și o bunica. Le-am văzut. Ai auzit personal astăzi. Maria, da, ea nu-și dorește copilul. Dar Larisa, în schimb, este altfel. Ea și-a alungat fiica ca să se ocupe puțin de sănătate și de sarcină. Deci în ea, cred, nu va fi lăsată niciuna și va fi crescută. Sper foarte mult. Cu toate că copilul are nevoie de mamă. De sigur și de tată. Ideal ar fi un set complet. Olga și-a arătat clar tristețea. Acestea nu mai sunt problemele mele. Și toate acestea nu sunt în puterea mea. Cu toate acestea m-am atașat, desigur, de această sarcină și de însă și Ana. Ana. Olga a ridicat surprinsă sprâncenele. Așa doream să-i spun micuței. Adevărul este că toți erau împotrivă, atât Maria cât și soacra. Au propus și au încercat în mod insistența să impună Angelica și Angela. Groază. Serios. Și nu spune, și Olga și Maxim s-au liniștit, fiecare fiind absorbit de propriile lor gânduri și reflexii. Au fost întrerupți de un apel telefonic al lui Maxim. Maxim Popescu, vă ascult! Poliția vă sună! Locotenentul principal Codreanu Soacra și soția dumneavoastră au suferit un accident de mașină când mergeau cu taxiul. Au fost aduse la al doilea spital municipal. Vă rugăm să veniți cât mai curând posibil. Maxim nu își aducea aminte ce a băigeuit în telefon și a încheiat apelul. A povestit conținutul convorbirii îngrijoratei Olga. Să mergem! Ea a comandat imediat. Nu cred. Așa într-o singură zi. Un alt divorț al lor. Da, chiar m-am ars cu laptele, acum sufli cenușă. Dar ea simplu sună la recepția celui de-al doilea spital și întreabă dacă au pacienții. Răspunsul la telefonul de la recepție i-a confirmat lui Maxim că ambele femei au fost aduse de ambulanță. Au mers la spital imediat. Din fericire, Olga a condus, deoarece Maximul era greu să facă absolut orice acum. Ziua a fost prea plină de evenimente cruciale. Vremea chiar a fost așa cum au spus, cu accidente peste tot. Zăpadă mică și umedă, polei întuneric, în general, un coșmar. Ajungând acolo, ei și-au făcut drum spre clădire pentru a găsi ghișeul de informații. Polițistul care a sunat deja îi aștepta acolo. După un minut, Maxim a aflat că nu va fi divorț, el este acum văduv. Larisa a murit pe loc, la fel și șoferul de taxi. Maria a fost adusă la spital, a murit aici. Dar copilul? a întrebat Olga. Maxim nu a reușit să realizeze ce s-a întâmplat și să se gândească la fetiță. Este mai bine să discutați cu medicul. La etajul 4, în stânga. Te voi aștepta aici. Olga l-a condus pe Maxim, el se mișca ca un somnambul. El nu putea să se fixeze deloc în această realitate. Olga a găsit singură rezidența și a bătut la ușă. Pot să intru? Suntem rudele lui Popescu. Acesta este soțul ei, spunea Olga. Maxim abia dacă putea face semne cu capul. S-a spus că Maria a murit, iar despre fetiță trebuie să clarificăm cu dumneavoastră. Da, vă rog, intrați! Vă transmit condoleanțe! Despre soția dumneavoastră! Se adresa lui Maxim! Nu erau șanse! A suferit o leiune craniocerebrală deschisă, gravă. Dar ea este puternică, tânără, a reușit să supraviețuiască puțin. În final, am reușit să aducem copilul. Deci, v-ați născut o fiică cu o greutate de 700 de grame. Perfect luând în considerare toate circumstanțele. 49 de centimetri, greutate 300. De asemenea, foarte bine. Ea, desigur, trebuie să stea la noi în terapie intensivă, trebuie să efectuăm o examinare atentă pentru a nu pierde nimic. Dar, cred că într-o săptămână o puteți lua acasă. Vă rugăm să primiți din nou condoleanțe referitoare la soția și soacra dumneavoastră Olga practic l-a scos pe Maxim din starea de șoc El abia se putea mișca Maxim, adună-te! Aceasta este o catastrofă Nu pot să cred Acum trebuie să mergem înapoi la poliție și să mergem la morgă pentru identificare Așa că adună-te! Olga nu se mâna cu ea însă și de obicei, bulândă și înțelegătoare. Acum era hotărâtă și acționa ca un robot de fier. După ce toate formalitățile au fost rezolvate, Olga l-a tras pe bărbat într-o cafenea din apropiere. Hai! Trebuie să mănânci! Ai nevoie de forțe! Trebuie să te aduni și să decizi ce să faci în continuare. El nu avea deloc energie pentru a se opune. El încerca să-și acumuleze toată energia rămasă pentru a-și aduna gândurile. A urmărit în tăcere cum Olga face comanda. Iar în cele din urmă a spus: Dar ce trebuie să rezolv aici? Nu au rude. Doar prieteni și cunoștințe. Trebuie să organizăm înmormântarea. Este clar. Mâine voi merge la o agenție funerară și voi comanda tot ce este necesar pentru organizare. Trebuie înmormântată într-un mod uman. Probabil că acolo este mai bine pentru ei. Cea mai importantă întrebare acum este despre bebeluș, Maxim, ce facem cu fetița? Este ciudat, dar nu m-am gândit deloc la copil. Atât de multă informație și sarcini pur și simplu nu încăpeau în mintea mea. Adevărat! Ce facem? Și a pus întrebarea bărbatul. Nu au niciun fel de rude, nu-i așa? S-a strecurat Olga în gândurile lui. Nu erau nici măcar cu ei la nunta aceea. Au prieteni și cunoștințe, dar nu și rude. Și tatăl copilului. L-am aflat doar astăzi, deși ieri deja a spus bărbatul, uitându-se la ceas. Dar dacă e să o iau după faptul că Larisa i-a insinuat Mariei, acestui Vadim nu-i păsa de copil nici măcar cu mama, iar acum și mai puțin. Maxim a tăcut și s-a gândit. Olga a intrat și ea în gândurile ei. Ce crezi, poate să o iau eu? S-a hotărât Maxim mi-a fost teamă să-ți propun asta. Înțeleg că biologic nu sunt nimănui, dar asta știți doar dumneata, avocatul și eu, și Maria cu soacra. Și adevăratul tată, Vadim. Un mecanic alcoolic, Olga. Pare că și infractor. A spus Larisa. Eu doar am enumerat. Evident, sunt sigură că nu are nevoie de copil. Nu sunt sigură dacă știe despre înșelăciune. Se pare că a trimis-o pe Maria la avort. Poate chiar cred că copilul este al meu. Cu atât mai mult. Da, probabil că nu există altă soluție. Nu voi permite ca fetița să crească într-un orfelinat sau cu un astfel de tată. Slavă Domnului că nimeni nu va pune întrebări. Oficial sunt tatăl, soțul legal al mamei fetiței. Maxim a tăcut, uitându-se fix în podea. Ce viață minunată, Olga! Acum trei ore voiam să-mi tai mâinile pentru faptul că sunt un prost și m-am căsătorit cu Maria, că i-am crezut. Regretam că nu mă voi despărți de ea. Mă gândeam cum să contest faptul de a fi tată, gândeam cu elemente. Au trecut trei ore, totul s-a schimbat. Da, Olga a dat din cap. După patru zile, în satul lor natal a avut loc înmormântarea, cu pomenire. Totul așa cum trebuie. Au venit puțini oameni, nu a fost nici măcar vadim la înmormântarea Mariei. Despre oamenii necunoscuți pe care nu-i mai văzuse înainte, Maxim i-a întrebat pe Alina, colega de școală a Mariei. Acest lucru l-a convins pe bărbat de corectitudinea alegerii sale. În a opta zi au fost externați din maternitate. Micuța a fost întâmpinată de Maxim, Olga și părinții lui Maxim, care nu erau la curent cu faptul că fiul lor nu este tatăl natural al fetiței. Prin urmare, s-au bucurat sincer de nepoata lor și au încercat să dicească cine seamănă cu ea. Să convenit că ea să meargă la bunica și mama lui Maxim. Le vei spune. A întrebat Olga în șoaptă. Cred că nu este necesar. De ce ar trebui să știe? Ei se bucură de nepoată. Și nu vreau să-i spun nici măcar anei, chiar și când va crește. Asta nu va schimba nimic. Corect gândesc la fel. Vreau să-ți spun că sunt foarte mândră de tine și de acțiunea ta. Olga l-a îmbrățișat pe Maxim și a șters o lacrimă de pe obraz. Acasă îi aștepta camera de copil pregătită de mult timp. Balonase, jucării și tot ce e necesar. Mai mult decât atât, îi aștepta și bonă Margarita. Maxim a realizat că nu se va descurca fără ajutor extern. Părinții și-au promis că îi vor ajuta, dar cursurile au lăsat o urmă a unei serii de cunoștințe, totuși, asta era un copil nou născut, o responsabilitate enormă. Avea nevoie de ajutor calificat. Bărbatul se temea de fapta sa. Era speriat, dar în adâncul sufletului știa că a făcut bine. Nu exista posibilitatea de a alege, nu în această situație. Oaspeții, după ce s-au uitat la fetiță și au băut ceai și prăjitură, au plecat. Margarita a mers să o culce pe Ana. Ei, suntem acasă, a început Maxim. Te felicit! Acum ești tată. Deocamdată nu în totalitate. Trebuie să mergem la starea civilă și să obținem certificatul de naștere al micuței. Detalii birocratice. Cel mai important este că ai asumat responsabilitatea și nu te-ai speriat. Olga nu a putut să-și ascundă zâmbetul. Sunt foarte fericită pentru tine. Dar sunt mult mai fericită pentru Ana. Ea are cei mai buni tătici de pe pământ. Asta vom vedea. Spuse Maxim modest. Crezi cu adevărat că îmi va reuși. Spuneți părerea profesională. Sunt pedagog, bineînțeles, dar profilul meu nu este aceasta fel încât să lucrez cu astfel de copii. Ai uitat, Totuși, înțelegi mai multe despre creșterea copiilor de orice vârstă decât mine. Cred că cel mai important este să iubești copilul și să fii aproape de el, să-l susții. Acesta este punctul meu de vedere personal și profesional. Dacă dorești, Olga a izbucnit în râs. Eu, într-adevăr, sunt în concediu de maternitate. Nu există altă opțiune. Cu toate acestea, Margarita va fi aici pe post de rezervă. Totuși, sunt și eu necesară. Părinții și-au promis să ajute. Tu vei mai veni și tu, nu-i așa? A întrebat bărbatul cu speranță și s-a uitat fix în ochii ei. Olga și-a retras privirea. Maxim știi că întotdeauna o să ajut când este necesar. Doar înțelegi că Denis nu este foarte încântat de comunicarea noastră, mai ales acum când Maria nu mai este. Dar ce are Denis de a face cu asta? a întrerupt bărbatul. Nu vrem să-ți spunem, cu toate că mă consider moral corectă. Fata a bâigeuit. Tu îți amintești cum s-a încheiat totul între noi. Desigur, îmi pare nespus de rău față de tine, știu asta. Dar de ce demis? Și de ce nimeni nu mi-a spus nimic? El este cel mai bun prieten al meu. De mult timp se întâmplă asta. Desigur, Maxim știa că nu are dreptul moral să aibă pretenții, dar nu putea să nu pună aceste întrebări. El m-a sprijinit foarte mult atunci. Olga a respirat greu și a expirat imediat. Mi-a fost greu și el a fost lângă mine și a vrut să mă ajute. Nu a cerut nimic în schimb, asta m-a atras. Nu ți-am spus pentru că nu am dorit o astfel de reacție, pe care o observ acum. Mă acuzi într-un fel. Am iertat infidelitatea. M-am retras când pe ușa a apărut Maria și te-a obligat să te căsătorești. Argument în ferm. Am acceptat și am înțeles totul, nu ți-am spus cuvinte urâte. Am fost prietenul tău. Chiar și acum, când ai nevoie de ajutor, nu ți-am refuzat. Oare a meritat o astfel de reacție? Desigur că nu, Olga, te rog să mă ierți. Și pentru tot ceea ce s-a întâmplat atunci și acum. Înțelege, sunt mai mult surprins. Denis ar fi putut să-mi spună. Nu am vrut să spun. Olga a spus asta într-un ton care l-a făcut pe Maxim să se teamă să continue discuția pe acest subiect. Desigur! Îmi cer scuze, este dreptul tău! Îți doresc din toată inima voastră tot ce e mai bun! Maxim zâmbea forțat, încercând din toate puterile. De fiecare dată când își amintește că este vinovat în fața Olegăi. Îi vine să se afunde sub pământ de rușine. A trecut aproximativ jumătate de an. Viața lui Maxim nu se schimbase mult în mod extern. Stătea acasă cu fetița, dar în fiecare zi fetița creștea, se dezvolta, învăța lucruri noi. Aceasta îl bucura nespus pe bărbat. Înțelegea că nu s-a înșelat în decizia sa. O iubea infinitezimal de mult pe fetiță și o considera ca fiica lui. Nu, dar Olga a venit în vizită. Viața ei s-a schimbat și ea. Asta îl bucura și îl întrista pe Maxim. Căsătoria ei viitoare cu demis îl întrista în mod constant. Maxim încă o iubea foarte mult pe fată, dar nu încerca să se apropie. Conștiința nu-i permitea să se amestece în viața femei iubite și să o distrugă din nou. Olga i-a povestit lui Maxim un fel de situație care o întrista foarte mult. Problema era că Olga lucra ca profesoară de istorie la școală, dar în afară de asta făcea și muncă voluntară într-un orfelinat. Acolo a văzut o fetiță de patru ani. Din păcate, părinții ei au murit și a rămas singură. Nu avea niciun fel de rude, dar era o fată atât de drăguță și de cuminte. În general, Olga s-a atașat foarte mult de ea și a început să se gândească să o adopte. În principiu, nu au fost probleme din partea operei și a administrației instituției. Toată lumea a fost foarte drăguță și a mers în favoarea ei, cunoscând-o bine de mult timp. Toți erau fericiți să o ajute în această acțiune nobilă. Își dădeau seama că fetița ar avea noroc să aibă o mamă ca ea. Dar a fost un dar semnificativ. Denis era categoric împotrivă. El voia doar copilul lor și refuza să se întâlnească și să o cunoască pe fetiță Valeria Valeria. Refuzul a fost categoric și fără compromis. După cum a povestit Olga, el vorbea foarte negativ despre copiii cu gene neclare și moștenire necunoscută. Ca pedagog și profesionist în această problemă, Olga și-a susținut poziția că cel mai important este educația, iar problema sângelui și geneticii este secundară. Cel mai înspăimântător în momentul certei cu Mireasa Denis a folosit exemplul lui Maxim și fapta lui dezonorantă. Până la urmă s-a căsătorit cu acea femeie groaznică pentru copilul lor, a făcut totul și a suportat totul, ar face el aceleași lucruri pentru cineva străin. Te iubea atât de mult și a sacrificat totul pentru sângele și trupul lui și nu-mi spune că asta nu înseamnă nimic. Olga plângea așezată în bucătăria lui Maxim și a povestit cuvintele lui Denis. Îndrozitor, și când îl ascult și îl înțeleg, realizez că ai sacrificat într-adevăr totul pentru copilul tău. Da, nu mă contrazic. Dar când a avut loc nenorocirea, nu ai renunțat la ea știind deja adevărul. Nu înțeleg cum să-l conving. Dacă îmi permiți, totuși îți voi da un sfat în calitate de părinte. Nu vei putea să-l convingi niciodată că are nevoie de un copil. El îl vrea sau nu. Niciun argument nu va funcționa aici. Ia o decizie pentru tine și acționează așa cum îți dictează inima. Chiar dacă Denis nu va fi aproape de tine, te voi susține. Vom fi amândoi părinți singuri. Maxim zâmbea. Imediat și-a dat seama și a spus, ca și cum ar fi încercat să se justifice singur și cu propriile cuvinte. Nu te supăra. Nu am nicio speranță, și nu acționez în propriul meu interes. Doar Olga m-a ajutat foarte mult când aveam nevoie de ajutor și de cuvinte de încurajare. Convins de persoana apropiată că acționez corect. Din acest motiv încerc să-ți ofer același lucru. Ceea ce a fost nevoie de mine atunci. Îți sunt extrem de recunoscător pentru tot, pentru că am pe Așa că doar ascultă-te pe tine însăți. Ce știu cu siguranță în viața asta? Expresia feței lui s-a schimbat brusc din bucurie în tristețe profundă. În final, tu vei rămâne singura. Prin urmare, doar opinia ta contează. Aceste cuvinte, acest sprijin, l-au ajutat foarte mult pe Olga să ia o decizie. Ea a hotărât definitiv și irevocabil că Valeria va deveni fiica ei, chiar dacă această decizie îi va costa viitorul soț. Fără a reduce pasul, a început să viziteze fetița mai des, să adune toate documentele și certificatele necesare. Ea nu i-a ascuns nimic lui Denis. Nu s-a ascuns, dar nu a discutat nimic concret cu el. Momentul decisiv a venit neașteptat. Ea a primit un telefon în care i s-a spus că documentele au fost aprobate și nu există nicio obiecție din partea autorităților de protecție și instituției. Acest lucru însemna că Olga putea să o ia pe Valeria acasă fericirea ei nu avea limite. Era gata să sărute pământul. Bucuria a fost eclipsată de faptul că era necesar să vorbească cu Denis și să pună toate punctele pe ei. Ea a decis să se scuze de la muncă mai devreme, pentru că erau doar întâlniri, lecțiile se încheiaseră. La serviciu erau la curent cu situația și erau foarte bucuroși și mândri de ea și de acțiunile sale curajoase. Așa că au făcut tot posibilul să o ajute. Prinzându-i această dispoziție, Olga a decis să meargă la serviciul la Denis și să vorbească direct cu el acolo. Ea nu avea absolut deloc chef de scandal și certuri, așa că locul de muncă era un loc neobișnuit pentru astfel de conversații, dar destul de logic. Apropiindu-se de clădirea de birouri în care era firma lui Denis, femeia s-a oprit ca înfiptă în pământ. Ea l-a văzut pe Denis mergând de mână cu o frumoasă tânără și, înclinându-se spre ea, sărutând-o pe buze. Acest fapt a fost ca un trăznet într-un cer senin. Decizia a fost luată instantaneu. Ea nu era genul de persoană care să provoace scandaluri în public și să-și rezolve relațiile. Dar nici pe ascuns nu voia să facă asta. A strâns rapid lucrurile lui Denis înainte ca el să vină acasă, pentru a închide doar ușa după el și a evita explicațiile. Pe entuziasm și adrenalină, Fata a alergat până acasă și a împrăștiat rapid toate lucrurile lui Denis prin valize, genți și pungi în casa ei. Acest elan de energie s-a epuizat complet și Olga a avut o durere de cap foarte puternică. Luând o pastilă și punând o compresă pe care și-a pus-o pe cap, Olga a decis să se culce în dormitor, închizând în prealabil lumina pentru a nu-i lovi ochii și nu-i irita conștiința degeaba. Se pare că pastila a ajutat-o să adoarmă și Olga s-a trezit doar când a auzit cheia în broască. Nu de la faptul că se întorcea cheia în broască, ci doar când a auzit vocea lui Denis. Se pare că el nu a văzut lumina în ferestre și a decis că Mireasa nu este încă acasă. Se pare că el continua convorbirea prin telefonul mobil, convorbirea care începuse în afara apartamentului. Desigur, Olga putea auzi doar vocea logodnicului ei, dar și asta era mai mult decât suficient. Dar pauza l-a oprit. Plătesc destul de bine pentru aceste riscuri, nu-i așa? Mai multă tăcere din partea lui Denis, pare că interlocutorul îi spunea ceva. Nu, nu am nevoie de alternative. Am nevoie exact de acest medicament. L-am văzut că funcționează, nu am nevoie de eșecuri. Dacă ca maxim a căzut și încă nu-și amintește nimic, atunci este perfect potrivit. Această propoziție a făcut-o pe Olga să-i curgă transpirație rece. Se pare că a dicit despre ce vorbea acel eșec în memorie. Între timp, interlocutorul invizibil al logodnicului ei a încheiat de vorbit și Denis i-a răspuns, cu exact aceeași expresie refuză să bea, așa că am nevoie de o garanție 100%. Nu trebuie să contez pe alcool să-și facă treaba. El va bea doar jumătate de păhărel, nu mai mult. Grigore trebuie să fie sigur. Tânăra nu a rezistat și a ieșit în hol. Denis a observat-o imediat și, de frică, a scăpat telefonul din mână, din difuzorul căruia se auzea vocea cuiva. Se pare că interlocutorul mai avea ceva de spus. Și în cazul lui Grigori, el ar trebui să fie sigur că s-a culcat cu fata, la fel ca și Maxim, nu-i așa. Nu a mai fost nevoie să se mai înte, trebuia să ia taurul de coarne. Este acel Grigori, MM, a uitat prenumele, bine, cu care ai o afacere importantă peste o săptămână. Cum intenționezi să folosești medicamentul împotriva lui? Denis sta acolo, cu ochii cât cepele, cum dacă ar fi fost prins pe picior greșit. În esență, așa și a fost. Nu ai înțeles corect, a început el cu cea mai proastă și banală frază pe care ți poți imagina. Nici mie nu mi-e amuzant, dar deja totul a fost descoperit. Apropo, pentru ziua de azi, acesta nu este primul tău ratat. Am fost la locul tău de muncă și te-am văzut cu o fată drăguță cu care te sărutai. Asta a fost secretara ta, draga mea, nu-i așa? După expresia de pe fața lui Denis, părea că îi se face rău la inimă. Nu mă umili mai mult cu minciuna ta, te rog! Olga nu se recunoștea pe sine. N-a vorbit niciodată atât de aspru și dur cu cineva în viața ei probabil că fiecare persoană are un limită, iar ea și-a epuizat limita de răbdare până la fund. Spunem doar un singur lucru, în toată această nebunie, spune măcar o singură dată adevărul. De ce ai avut nevoie să-l încurci pe maxim atunci? Din cauza ta aș de Denis, te iubesc foarte mult. Atât de mult iubești încât înșeli. Râse Olga. De la tine nu am auzit niciun cuvânt adevăr. Am adunat lucrurile tale. Mă gândeam că este din cauza înșelăciunii. M-a trecut și gândul că nu sunt dreaptă. Am iertat-o pe Maria, dar nu te pot ierta pe tine. Ei bine, acum argumentele sunt altele. Ești un trădător, cel mai înjositor și scârbosom. Te rog, pleacă și nu încerca niciodată să te întorci. Și nu suna nici lui Maxim. Eu îi voi spune totul. După două ore, Olga era pe bucătărie la Maxim și povestea această poveste. Pentru prima dată în viața ei, bea coniac. Ce pot să spun? Trebuia să învăț și să mă întorc la timp pentru a nu auzi ceea ce nu este destinat urechilor tale. Rezumă Maxim. Ascultând povestea până la capăt. Spui asta în serios? Olga s-a înfuriat. Maxim nu o mai văzuse niciodată astfel. Îmi pare rău, o reacție defensivă, de fapt, am presupus ceva asemănător când am aflat că Ana nu este fiica mea biologică, că am fost înșelat și apoi când am aflat că Denis este cu tine. Am pus doi și doi la un loc nu am spus, pentru că m-am temut să nu fie greșit și să distrug totul din nou în viața ta. Sincer, nu aș fi crezut. Asta e vorba despre. Bine, până nu te îmbăta definitiv, spunem când să merg după Valeria să o iau cu mine. Cred că acum totul este pe umerii mei, deci trebuie să știu. Vei veni cu mine? Adevărat. Ei bine? Desigur. Bărbatul tânăr zâmbea cu zâmbetul pe care el a iubit atât de mult. Era rușine că a crezut în înșelăciunea lui, că s-a putut îmbibat și să facă asta. El era empatic și mereu își asuma vina, dar ea ar fi putut ghici, deși într-adevăr totul este ușor să fii purtător de noroc. A fost o zi în care Olga și-a deschis în cele din urmă ochii. Ea era în pat în care petrecuse multe nopți din viața ei în dormitorul lui Maxim. Când a încercat să înțeleagă situația, el a apărut în cameră. Oh, deja s-a trezit Sonia, bună dimineața! Și eu chiar încep să te trezesc. Am făcut clătite. Dacă ești pregătită, poți să mănânci și o varză murată. Dacă mahaș murea la te învinge. A râs și noi doi. Nu știa cum să formuleze cine crezi că sunt un maniac. Ai picat în 5 minute la masă în bucătărie în timp ce am verificat Ana. Am venit și te-am dus aici, iar eu am dormit pe canapea. Mulțumesc! Scuze, te rog! Bine, nimic! Du-te și spală-te și treci în bucătărie. Nu avem atât de mult timp. Trebuie să mergem și acasă la tine pentru documentele complete și să mergem la magazinul de copii pentru ceea ce mi-ai dictat ieri. Am dictat ieri. Olga a fost surprinsă. Da, Maxim a scos o foaie din buzunarul de la spate al blugi și a desfăcut-o. Aici este o listă completă a ceea ce trebuie făcut și unde să mergem. Îi luăm pe Valeria, nu te-ai uitat deloc. Ceva am comandat deja, am adus un curier, dar este mai bine să alegi personal. Oh, mulțumesc foarte mult! Maxim clipea din ochi și se îndepărta, probabil să continue să pregătească micul dejun. Olga ieși din baie după aproximativ 20 de minute îmbrăcată în halatul lui. Nu te deranjează. Da, ia tot ce vrei. Ei bine, cum? Ai scăpat. Da, de parcă capul nu doare și miroase agustos. Adevărul e clătite. Și cum? Eu răspundeam. Nu ne poți speria pe mine și pe tine în acest moment. Ei bine, da. Maxim era încă nerăbdător și, în mod evident, se temea să înceapă o conversație. Deoarece este coincidență că amândoi am devenit cu adevărat părinți singuri. Poate vrei să te muți cu noi și cu Ana. Scuză-mă! Olga nu se aștepta la acest răsturnat de situație absolut deloc. Dar este un pragmatism. Copiii sunt greu de capriciu, de îmbolnăvit. Noi, de asemenea, ne îmbolnăvim și avem unele afaceri, dar astfel ne-am asigura unul pe altul. Plus, am mai avut-o pe Margarita, ea ne-ar ajuta, de asemenea. În singurătate este dificil și așa este mai vesel și mai ușor. Nu-ți fie frică, a continuat Maxim. Propunerea nu este altceva decât o afacere. Nu-ți propun nicio relație personală, sunt gata să cedez camera de dormit. În schimb, mă voi muta în sufragerie pe canapea. Valeria poate trăi foarte bine în aceeași cameră cu Ana. Spațiul este destul de mare. Este suficient pentru o tonă de jucării, o pat și tot ce este necesar. Dar surpriza suna foarte bine și rațional. Dar acest lucru nu înseamnă că ne-am restabilit relațiile maxim de sigur. Înțeleg totul singură. Trebuie să discut asta. Va fi mai ușor. Ceea ce am aflat ieri, Olga s-a împiedicat. Schimbă multe lucruri și nu schimbă nimic. Scuze, gândurile se amestecă foarte mult, este problematic să le formuleze asta. Înțelegi despre ce vorbesc. Maxim a înclinat capul supus. În general, dacă totul ar fi fost clarificat atunci, la început, când am deschis ușa Mariei și Larisei, dar acum totul s-a schimbat. Viața noastră s-a schimbat. Ne-am schimbat. Prea multe s-au întâmplat. Propunerea ta este foarte tentantă. Cred că aș accepta dacă îmi promiteai că nu ai nicio iluzie despre noi ca cuplu. Ole, eu am iluzii, chiar speranțe că vom putea oferi copiilor noștri ceea ce au nevoie, o mamă și un tată. Și vom asigura unul pe celălalt în această lume dificilă. Asta mă gândesc. Maxim nu-și ascunde adevărul. El nu visa să-și recâștige pe Ole. S-a întâmplat prea mult care i-a distrus. Dar el știa că Olga este cel mai minunat prieten și persoană de pe pământ, că ea ar putea înlocui mămica fetiței lui. Și i s-a părut că și el ar putea deveni tatăl fetiței Olgăi, va face tot ce e posibil pentru asta. Este adevărat. Această discuție a fost oprită au decis între ei că aceasta este cea mai corectă și logică soluție pentru întreaga situație în care au ajuns. După ce au adus-o pe Valeria acasă, într-un timp destul de scurt, pare că nici Olga, nici Maxim nu-și puteau imagina că au trăit altfel vreodată. Au devenit adevărat o familie. Adaptarea Valeriei acasă nu a necesitat atât de mult efort și timp cum credeau. Poate a influențat faptul că era Ana, care era încă mică, dar o distrăgea și o ocupa atenția Valeriei. Se poate că a ajutat și faptul că Olga s-a apropiat mult în prealabil de fetiță. Maxim s-a străduit și el să nu rămână în urmă. A mers la psiholog, a citit literatură specială despre cum să o ajute pe Valeria să devină parte a familiei, să-i arate sentimentul de casă și iubire. După trei luni, Olga chiar și-a găsit resursele interioare să se întoarcă la serviciu. Maxim totuși a rămas acasă cu Ana, ajutând-o pe bonă, iar Valeria a mers în grădiniță liniștită timp de o lună. Și tocmai acolo s-a întâmplat nenorocirea, pe care nimeni nu a anticipa. Unul dintre copii sărbătorea ziua de naștere și, în mod tradițional, părinții lui au adus gustările pentru copii. Copiii mâncau și săreau, se distrau, nimic nu prezicea probleme, iar apoi educatoarea și-a dat seama că lipsea unul dintre copii. Femeia a început imediat să inspecteze încăperea și l-a găsit pe Valeria la masa copiilor, sufocându-se. Avea o reacție alergică puternică pe față, arcuire ne cap. Slavă Domnului, educatoarea era experimentată, nu s-a panicat și nu a pierdut minutele prețioase. Și fericirea face că sora medicală era acolo și a sosit într-un minut cu medicamente. Acest lucru nu a eliminat complet atacul, dar a redus intensitatea și a câștigat timp pentru copil să aștepte ajutor medical. Din grădiniță, după ce a predat copilul medicilor, Olga a sunat. Ea a sunat lui Maxim și amândoi s-au năpustit aproape în același timp în clădirea spitalului public pentru copii. Au avut parte acolo de vești nu tocmai plăcute. Se pare că un atac puternic s-a repetat în ambulanță. Acum, Valeria a fost transferată în terapie intensivă. Pentru orice eventualitate, ea este monitorizată. Aceste cazuri de alergii puternice sunt rare la copii, dar există și trebuie să fim prudenți. Nici Maxim, nici Olga nu-și găseau liniștea, stăteau pe scări, departe de ușile spre terapie intensivă. Abia au așteptat ca medicul curant să iasă la ei și să ofere informații mai detaliate despre starea Valeriei. Un om bătrân și obosit a ieșit după două ore, când puterea morală începuse deja să-i părăsească pe părinți. Ei au început să gândească: Desigur, fiecare pentru sine, fără să discute asta, despre ce e cel mai rău. Pentru părinții Valeriei: A întrebat: Suntem noi, prieteni, v-ați exprimat în cor. Ei au sărit la medic din ambele părți. Ce să spun? De ce nu există informații despre alergeni în fișa medicală? I-a certat ca pe niște copii. Înțelegeți, Valeria nu e copilul nostru biologic. A început să vorbească cu vocea scăzută. Și ce dacă? Trebuie să știți astfel de lucruri. Fetița are o reacție atât de severă, iar voi nu aveți habar. Mâncați lumânări în biserică, spuneți că ați fost salvați. Ar fi putut fi mult mai rău. La aceste cuvinte, doctorul Maxim a prins-o pe Olga. Ea a început să se clatine și să-și piardă cunoștința. Stresurile și nervii și-au jucat rolul, iar atunci când li s-a spus despre rezultatul favorabil, femeia nu s-a mai putut abține. S-a trezit din senzația dezgustătoare și respingătoare. S-a dovedit că îi puneau sub nas bumbac înmuiat în tinctură de mamă. Primul lucru pe care l-a întrebat Olga, trezindu-se, a fost Valeria este în regulă. I se era foarte frică. Părea că doctorul a pierdut mințile și situația nu s-a stabilizat încă. A adăugat că totul va fi în regulă, ea a respirat ușurată. Valeria a fost lăsată în spital două săptămâni pentru a fi investigată și pentru a se da o listă exactă a ceea ce copilul are alerge. Mai mult decât atât, după atac era necesară supravegherea și administrarea unui complex de vitamine și stimulente pentru a-și restabili sănătatea. Probabil în aceste două săptămâni s-a decis întreaga lor viață viitoare pentru această pereche tânără și frumoasă cu copii. Olga descoperea cu uimire tot mai multe calități și trăsături în caracterul lui Maxim. Ea îl știa ca amant, ca logodnic, ca o persoană iubită. Știa că este un prieten minunat. A văzut cât de bun este tată pentru Ana, dar până acum nu observase cât de mult îl iubește pe Valeria, practic un copil străin pentru el, da, Ana nu era mama ei biologică, dar el s-a pregătit pentru această paternitate de la primele zile ale sarcinii. A petrecut toate momentele importante ale vieții ei împreună. La început, când ea și Valeria s-au mutat să locuiască cu maxima acasă, Olga a crezut că a fost o idee pentru a o readuce pe ea pentru a readuce relația lor personală, pentru a relua discuția despre căsătorie. După un timp, ea nu mai era atât de sigură de asta. Părea că Maxim s-a atașat sincer de fetiță și o tratează ca pe o fiică. Dar aceste două săptămâni în spital au disipat complet dubile femeii. Maxim s-a îngrijorat atât de mult pentru Valeria, a făcut totul pentru ea, a îndeplinit toate capriciile ei, a găsit medicamente necesare cărora nu le găsise. Odată Olga a auzit din întâmplare asistentele discutând despre familia lor. Una spunea că astăzi nu mai găsești astfel de tați. O dragoste și o afecțiune incredibile pentru fetiță. Cealaltă a răspuns că a auzit de la medici că fetița e adoptată. Asta chiar e de necrezut. I s-a întâmplat bine fetiței, a respirat ușurată. Și Olga începea să se gândească tot mai mult la cât de norocoase sunt ea și Valeria cu adevărat. Valeria îl percepea pe Maxim ca pe tată și îl numea chiar tătic. Poate că nu are dreptate că nu-i oferă bărbatului o a doua șansă. Dacă analizezi lucrurile, el este cu totul pozitiv. Chiar și faptul că a recunoscut atunci în înșelăciunea, care fusese planificată și organizată de cel mai bun prieten și că s-a căsătorit cu Maria pentru copil. Iar apoi a luat un copil străin în grijă. Într-adevăr, nimeni nu a aflat că Maria i-a înșelat pe toți și că Ana nu este fiica biologică a lui Maxim. El a ascuns și a protejat acest secret, iar din nou, din cauza fetei. Toate aceste gânduri nu-i dădeau Olgăi liniște. În ciuda calităților pozitive ale lui Maxim, trecutul nu o părăsea pe deplin. Îl iubea foarte mult, iar el i-a cauzat suferință, chiar dacă nu conștient, accidental, din cauza trădării și răutății unor oameni necinstiți, dar dureros a făcut-o, a fost foarte dureros. Atunci nu mai putea respira. Se părea că inima îi va ieși din piept și se va sparge pe asfalt. Dar un moment de cotitură a schimbat-o pe Olga cu 180 de grade în privința deciziei sale și a îndoielilor. Ea a ajuns la spital puțin mai devreme decât de obicei. Ședința de lucru a fost anulată din cauza bolii directorului. A privit în camera fiicei, dar ea nu era acolo. Înspăimântată, Olga a alergat la postul de asistentă. Acolo, tânăra asistentă s-a mirat că femeia nu știe. Soțul tău vine adesea în acest timp, își a fiica și merge să se joace cu ea la etajul de deasupra. Unde se joacă, scuzați-mă? La noi, la etajul de dedesubt, este sala de jocuri pentru copii, a explicat calm asistenta. Aici nu e permis din cauza regimului. Pe acel etaj se află băiatul Costel, el este dintr-un orfelinat. Și unii părinții își asumă responsabilitatea pentru el, îl distrează pe rând. Își duc copiii să se joace cu el, îl răsfață pe cât posibil, pentru că altfel el este singur acolo. Mulțumesc, a strigat Olga în timp ce pleca. Ea a simțit nevoia insuportabilă de a vedea de la distanță ce se întâmplă acolo. S-a dovedit că Maxim, Valeria și câțiva alți copii se aflau în compania lui, se jucau, se distrau. Maxim era atât de absorbit de copii, de joc, încât nu se uita în jur și nu observa deloc prietena lui. În confuzia ei, Olga s-a întors la etajul unde se afla camera fiicei și s-a apropiat din nou de asistentă. Scuzați-mă că vă deranjez din nou, probabil nu vi se permite să spuneți ce are băiatul la care merg copiii mei. Nu vă faceți griji! El se află la reabilitare după o infecție a plămânilor, a răspuns asistenta Oxana, așa cum era menționat pe insigna ei. Probabil s-a speriat că Olga intenționează să întrerupă idila, îngrijorându-se pentru sănătatea fiicei ei. În timp ce Olga gândea cu totul altceva. Ea nu dorea să discute despre asta cu Maxim încă, dar cu Valeria, când erau singure, a întrebat-o, am aflat că tu și tata mergeți să vă jucați cu băiețelul Costel, îți place de el. Fata a rămas surdă o clipă, el este drăguț. Verificând terenul, ea a decis să-l cunoască și ea pe băiețel. Poate că noi doi putem merge la el, nu-i așa, Valeria? Ura! Fata s-a bucurat foarte mult de propunere și a început să se dea jos din patul ei. Când au ajuns, copilul era singur în camera lui. S-a dovedit că unul dintre vecinii lui a fost luat pentru proceduri și celălalt tocmai a fost externat astăzi. Costel era singur și plictisit. Doar acum Olga a realizat, uitându-se mai atent, că îi se pare cunoscută fața lui. Ea a văzut băiețelul în orfelinatul de copii unde Valeria obișnuia să meargă și de unde l-a adus. Costel era mai mare decât fica ei cu un an, cel puțin la înfățișare. Ei se înțelegeau minunat, se putea vedea că comunicarea le aducea plăcere amândurora. Și băiatul însuși i-a făcut o impresie foarte plăcută olgăi, chipzuit și serios, doar ochii foarte triști. După această vizită, Olga a dorit foarte mult să vorbească cu Maxim. La cină, ca de obicei, ei au discutat despre evenimentele zilei, despre copii. Bărbatul aproape sufocă când Olga i-a spus neașteptat, dar pentru fericire de plină avem nevoie de un fiu, nu-i așa? Am înțeles că deja l-ai găsit. Femeia zâmbea. L-ai văzut pe costel. Și chiar cum te joci cu el, ți-ai asumat paternitatea cu alți părinți. M-am întâlnit cu el și cum te place. După părerea mea, este minunat. El ne lipsește cu adevărat. Când veni timpul pentru Valeria să fie externată din spital, a trecut doar o săptămână și părinții ei au făcut deja imposibilul. Ei au aflat totul despre băiat, despre statutul său în ceea ce privește adopția și șansele lor de a deveni părinții lui. Directorul orfelinatului cunoștea de mult Olga dintr-o perspectivă foarte bună și a promovat-o să devină mama Valeriei. Din partea ei, directoarea ar fi fost fericită să dea lui Costel în această familie minunată, dar, prieteni, voi nu sunteți căsătoriți. Dacă doriți o asistență comună, este absolut necesar să vă căsătoriți oficial. Nu spuneți nimănui că am spus asta. Dar bine să fie fictiv pentru copil. Nimeni nu va sta lângă pat cu o lumânare. Trăiți cum doriți. Totuși, locuiți în același apartament. Da, acum vrem să-mi vând apartamentul și să ne extindem, astfel încât fiecare dintre copii să aibă o cameră separată, a răspuns Olga. Și ar fi minunat. Deci, sfatul meu! Dacă nu vrei probleme cu organismele tutelare, nu provocați și nu formalizați totul oficial fără a fi nevoie de intervenția lor. Oricum te vor forța, vei pierde doar timpul. Bine, vom lua în considerare, a afirmat Maxim. Când au ieșit din clădire, el a întrebat: Ascultă, înțeleg cum te simți în legătură cu asta. Cum s-a încheiat ultima dată cererea noastră de înregistrare a căsătoriei, dar de data aceasta e vorba de copil. Poate ai accepta un mariaj fictiv. Directoarea nu cred că ne-a înșelat. Bărbatul Buigiui, această conversație îi producea disconfort. Nu, a tăiat scurt Olga. Bine, vom gândi mai departe. Maxim clar s-a întristat. Nu, nu înțelegi. Nu vreau să mă căsătoresc cu tine fictiv. Acum nu înțeleg cu adevărat. Pur și simplu cred că dacă devenim părinții a trei copii, tu o adopți pe Valeria, eu o adopt pe Ana și împreună îl adoptăm pe Costel, atunci cred că merit o cerere de mână și inimă mai bună. Ea a stat și a zâmbit, iar Maxim nu înțelegea nicio aluzie sau doar se temea să creadă în realitatea ce se întâmplă. Idiotule, pune-te în genunchi și fă-mi o cerere normală, înainte să mă răzgândesc. Olga a stat și s-a amuzat, bucuroasă să vadă reacția lui Maxim. El a stat și a clipit, neîncrezător în propria fericire. Tu? Serios? Nu glumești! Olga a alergat spre el și l-a sărutat strâns, demonstrând astfel seriozitatea intențiilor ei. În aceeași zi au mers la starea civilă și au depus o cerere pentru o dată ulterioară. Nu au trecut nici două luni și întreaga familie s-a adunat în bucătărie, mama, tata, cele două fiice și fiul. Pentru toți, acesta a fost fericirea absolută, ca și cum nu ar fi avut nimic rău în viața lor. Totul a fost ca un vis rău. A meritat, nu-i așa. A întrebat Maxim pe Olga. Au fost multe lucruri rele, dar acum suntem împreună, suntem o familie și totul a trecut ca fumul de pe crengile unui măr alb. Suntem cinci și suntem împreună, suntem unul pentru celălalt. Într-adevăr, suntem șase, a zâmbit Olga, punându-și mâna pe burtă. Dacă Maxim nu ar fi ținut Ana în brațe și nu ar fi hrănit-o, s-ar fi grăbit imediat să sară la soție. Serios. Nu cred. Am aflat chiar acum. Cu 20 de minute în urmă tocmai mă gândeam cum să ți spun. Ce să spun? A întrebat Valeria dezorientată. Ce să spun? A repetat Costel după sora sa. Veți avea un băiețel sau o fetiță? Pe cine doriți mai mult? Un băiețel. A strigat Costel bucuros. Încercând să l-acopere, Valeria a strigat: O fiică. Încă o fiică. Părinții s-au amuzat, iar copiii s-au amuzat alături de ei. În sfârșit, viața acestor oameni a fost iluminată de râsul minunat al copiilor.